Îți aduce aminte prima oară când ai venit în companie, cum arăta fabrica? Tehnologia era una, să zic așa, din anii 70. De când au început să apară investițiile? Păi investițiile au apărut imediat după preluare. Nu era practic niciun utilaj, totul se făcea manual. Adică cu excepția cuptoarelor de topire. Una dintre cele mai importante investiții este turnătoria. Turnătoria, da, unde am investit peste 2 milioane de euro. Da, turnătoria... Cea mai modernă turnătorie din țară? Cred că la ora asta, da. Foarte multe utilaje s-au cumpărat. A început cu utilaje second și după aceea tot s-a reînnoit. Cât ați investit în tehnologie în decursul anilor? Tot profitul obținut aici de la privatizare a fost orientat înspre investiții, deci niciun leu nu a fost direcționat către dividende. Undeva la 25 de milioane de euro avem investite în tehnologie. Un colectiv tânăr a început să proiecteze tafuri noi, altă generație de tafuri și așa treptat au proiectat vreo 7 tipuri. România Fast Forward cu Sergiu Voicu.